îmi face o reală plăcere să prezint partenerul nostru, cel care ne-a ajutat și ne-a sprijinit întotdeauna în perioada de practică, atunci când trebuia să luăm contact cu agenții economici din județul Călăraș, să ne sprijine atât în orele de teoretice cât și cele de practice, dar mai ales atunci când vorbeam de târgul nostru, târgul firmelor de exercițiu. Eu cred că cel mai mare târg la nivel național noi l-am organizat în Călăraș, dacă nu mă înșel, acum 4-5 ani de zile, dar n-am fi reușit fără președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Călăraș, Marian Drăgan! Și mă bucur că mă aflu astăzi în lucrurile noastre aici. E de felicitat această zi națională a meserilor. Sunt direct implicat. Îmi place provocarea și răspunsul la provocare pe care a lansat-o domnul președinte a Consiliului Județean legată de politică. Și vreau să spun că suntem pe drumul cel bun. În județul Călăraș sau și în această sală, prin școlile noastre, avem foarte multe meserii, învățăm foarte mult, dar avem foarte puțin meseriași în județul Călăraș. Eu am sesizat, voi continua să sesizez, avem aici la prezidiu și administrația de stat, va trebui să investim mai mult în școală, mai mult în cadrele didactice, încât calitatea noastră să fie spre excelență. Avem nevoie de meserie. Sunteți baza societății. Avem nevoie ca cei care sunt în această sală și care vor fi în anii următori să serveze această zi, să aibă vocație pentru meseria respectivă. Este obligatoriu să aibă vocație și atunci vom avea și meseriași, nu numai meserii, nu numai certificate de calitate. Școala vă dă o șansă, dar este foarte importantă vocația noastră. De partea Camerei am încercat să facem multe lucruri constructive. V-am menționat, doamna inspectoare generală, un fapt legat de firme de exercițiu, competiție între licee. Despre ce este vorba? Este de a aduce la cunoștință elevilor, clasele superioare, cum funcționează o societate comercială, cum se prezintă pe o pagină web, ce înseamnă organigramă, ce înseamnă plan de afaceri, business, cum se face un stat expozițional. A fost o reușită, dar poate că ar trebui să coborâm mai jos nivelul, nu numai clasele superioare. În prima zi, cei care intră în clasele de în aceste școli profesionale, în școlile tehnice, colegii, ar trebui să avem o legătură foarte directă între școală și mediul de afaceri. Școlile de meserii, școlile tehnice nu sunt de complezență. Sunt pentru vocație și legare directă de mediul de afaceri, împreună cu administrația locală de stat, Camera de Comerț, cu noastră, cu cadrul noastră, cu inspectoratul școlar. Avem această țintă și sperăm de la an la an să reușim să o realizăm. Ziua de azi, serbarea de azi, pentru noi este importantă, pentru noastră este importantă și merită toate felicitările cadrei didacile, directorii școlilor, inspectoratul școlar, administrația locală, inclusiv noastră. Felicitări și la mulți ani! Mulțumim frumos, domnului președinte, și pentru sprijin și pentru cuvintele alese pe care astăzi le-a spus.